În această duminică de la ora 18:30 sunt așteptate pe dealul Copoului cele mai importante echipe de rugby ale momentului de pe scena sportivă națională. Astăzi, la sediul primăriei Iași, a avut loc o conferință de presă la care au participat principalii actori responsabili de organizarea ediției din acest an a Cupei României la rugby. 10 ani de zile de competiții sportive majore nu am beneficiat de prezența lor. De această dată avem finala Cupei României pe stadionul din Copou și sperăm să fie un eveniment foarte frumos. În condițiile în care președintele Federației Române de Rugby a promis și s-a ținut de cuvânt să aducă finala la Iași, ne onorează acest lucru. Vom juca pe nocturnă și sperăm să fie un spectacol de rugby foarte, foarte frumos. În ediția din acest an, Cupa României a avut la start 6 formații, adică echipele din primul eșalon. În cursă au intrat în prima fază 4 dintre acestea: Știința Baia Mare, CSM Olimpia București, Dinamo București și Universitatea Cluj, ocupantele pozițiilor 3-6 în Superligă. Echipele de pe pozițiile 1 și 2, Timișoara Saracens și Steaua București, au fost calificate direct în semifinale. Cele două echipe au câștigat în fața CSM București, respectiv Știința Baia Mare, și vor juca marea finală de la Iași. Cupa României, care o organizează Iașu, nu este întâmplătoare, ci este o recunoștință a Federației de Rugby în ceea ce privește relațiile interumane și interesul pentru rugby-ul din Iași. Începând cu cei care au fost rugby și sunt observatori în ligă și în DNS, începând cu cei care se ocupă de rugby. Cu o formație în plină formare, Politehnica Unirea bate la ușa Superligii. Iașul, prin clubul Politehnica Unirea și Asociația Județeană de Rugby, are o tradiție de peste 6 decenii în această disciplină sportivă. Este pentru orașul nostru o realizare, zicem noi, pentru rugby și anul mai ales o realizare. Mărișoara s-a dus la Iași finala Cupei României, pentru că în ultimii ani, competiții de aceste fel s-au desfășurat pe numărul de aici, numai la rugby. În cadrul conferinței de astăzi a fost prezentat și trofeul ce va fi înmânat echipei câștigătoare. Primăria Iași, în calitate de organizator a acestei competiții, invită toți ieșenii să ia parte la finala de duminică a Cupei României la rugby.